Bună seara, doamnelor și domnilor. În cele ce urmează, vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Mulți dintre noi ar zice că în ultimul timp, în Republica Moldova a devenit o legitate. Atunci când anumite legi nu convin anumitor partide politice, președintele țării este înlocuit pentru câteva minute și, de fapt, acest lucru s-a dovedit și pe data de 5 decembrie, atunci când Curtea Constituțională a transmis speakerului și Parlamentului dreptul de a semna anumite legi. Ori aceasta ne-am propus să discutăm în această seară despre blocaje politice, despre interese și în cele ce urmează vom încerca să identificăm care ar fi principalele cauze care determină o asemenea situație. Salut prezența în studio a domnului Maxim Lebedinski, consilier în domeniul juridic și relațiilor internaționale, instituționale, cer scuze, reprezentant al președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și a domnului Vitalie Gamurari, purtător de cuvânt a Partidului Democrat din Moldova. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic! Domnule Lebedinski, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a ne explica de ce totuși președintele țării Igor Dodon a refuzat până la urmă să promulge de fapt acest proiect de lege. Și când zic lucrul ăsta, sunt 4 sau 5 la număr, dacă nu mă înșeală memoria, și în ce a constat până la urmă nodul gordian? Dacă să vorbim nemijlocit de numărul de legi, sunt 5 legi, dar vizează 4 probleme distincte. Una din modificări, sau prima, vizează modificările în codul muncii, prin care se propune de a institui ca o sărbătoare oficială în data de 9 mai, fiind Ziua Europei. La acest capitol urmează să subliniem în primul rând că însăși unele state europene sărbătoresc Ziua Europei în data de 5 mai, ceea ce corespunde nemijlocit cu formarea mai bine de 100 de ani în urmă a acei comunități a petrolul, cum se numea, a cărbunului și oțelul care a fost format atunci, a fost baza nemijlocită a Uniunii Europene. Este interesant faptul că nici Italia, nici Germania și nici alte state europene nu sărbătoresc Ziua Europei așa cum se propune la noi. De fapt, doar prin simbolism, pe data de 9 mai se sărbătorește în urma finisării celui de-al doilea război mondial, dar însăși Ziua Europei, doar o parte din statele europene o sărbătoresc din data de 5 mai. Aici apare întrebarea, cu ce ne este apropiată nouă această sărbătorire? Sau cu ce ne este ea firească? Dacă vorbim de 9 mai ca zi a finisării războiului pentru Marelui Război, pentru apărarea patriei sau la doilea război mondial, asta este un chin sau o durere prin care au trecut și strămoșii noștri și care până în prezent este sărbătorită de Republica Moldova și alte state în mod tradițional. Atunci când se încearcă a impune anumite valori care nu sunt susținute de către cetățeni și care nu au o legătură culturală, istorică cu valorile naționale, președintele țării nu poate susține o asemenea modificare despre ce fapt a anunțat și Parlamentul prin scrisoarea sa de remitere. O altă modificare se referă la instituirea Inspectoratului General a Carabinierilor. Aici, de fapt, sunt vizate două legi. O lege care anume se numește legea cu privire la Inspectoratul General a Carabinierilor și o altă lege conexă. Da. Prin această lege s-a diminuat rolul președintelui țării ca comandant suprem al forțelor armate. Carabinierii sau trupele de carabinieri, ele sunt parte componentă a forțelor armate, a cărui conducător este președintele țării în calitatea sa de comandant suprem. Totodată, Consiliul Suprem de Securitate, care pe timp de pace are această denumire, nu dă doamne în caz de război, se transformă automat în Consiliul Suprem de Apărare. Da. Astfel, atât șeful înaltului stat major din Ministerul Apărării, cât și conducerea carabinierilor, în mod normal, urmează să fie numită de către președintele țării ca comandant suprem al forțelor armate, anume din considerentul că ele sunt parte componentă. Potrivit Constituției, președintele este direct responsabil pentru starea de apărare, securitate națională a Republicii Moldova. Eliminând unul din elementele de conducere
a unei părți din componentele forțelor armate, președintele țării nu poate să poartă acea răspundere. Până în prezent nu era absolut nicio problemă. Era, spre exemplu, propunerea de la guvern sau, în cazul dat, ar putea să fie propunerea ministrului de interne, care se examinează de președinte și fie se acceptă, fie se refuză. Și este o colaborare, fiindcă guvernul tot are anumite atribuții în domeniul apărării. Și noi nu putem să le neglijăm, dar ele trebuie să fie printr-o colaborare și într-un echilibru oarecare. Și atunci când de facto se transferă toate competențele strict către guvern, atunci nici președintele nu poate să-și exercite competențele în măsura în care o solicită sau o impune Constituția Republicii Moldova. Da. Asta pe ansamblu. A treilea act normativ a fost legea privind transmiterea cu titlu oneros a stadionului Republican către ambasadele Statelor Unite. În motivele de remitere, fiindcă, de fapt, pe toate aceste legi, președintele a sesizat și Curtea Constituțională și a solicitat opinia Curții, a fost, dacă să vorbim despre legea ce vizează în stadionul Republican, sunt mai multe carențe care se referă și la faptul că este un complex sportiv, iar potrivit legii cu privire la complexele sportive și sănătate, orice complex sportiv nu poate să-și schimbe destinația și asta este fapt prevăzut prin legea specială, adică legiuitorul și-a instituit drept politică de stat menținerea și dezvoltarea la toate complexele sportive și modificarea destinației acesteia vine contrar politicii de stat. 2. Este un bun proprietate publică a statului de domeniu public. Da, statul are bunuri cu proprietate publică de domeniu privat și de domeniu public. Doar bunurile de domeniu privat sunt pasibile de a fi înstrăinate și aceea în conformitate cu prevederile legii. Acum, el este un bun de domeniu public, adică este de utilitate publică, cum și drumurile sau alte spații. Respectiv și destinația acestuia urmează să fie păstrată conform acelui proiect pentru care a fost instituit inițial. Subliniez că permisiunile din 2006 până în 2014 au fost 5 sau 6 hotărâri de guvern prin care se aprobau planuri pentru renovarea acestui stadion. Nu la urmă, nu vreți să faceți un stadion, faceți un parc, dar lăsați-l în proprietatea publică a statului și lăsați oamenii să beneficieze de acest loc. Da, este la jumătate de cartier distanță, penitenciarul numărul 13, nu ajung bani pentru a-l repara, poftim, Statele Unite poate să-și facă acolo un nou sediu, dacă le este interesant. 2 hectare și jumătate, cred că sunt suficiente pentru asta. Dar chiar dacă să presupunem că acest bun ar putea să fie înstrăinat, atunci este procedura prevăzută de legea privind etatizarea proprietății publice a statului. Ce înseamnă asta? Poate fi făcut un concurs unde se participe în mod echitabil mai multe persoane juridice împreună cu Ambasada Statelor Unite și să dea un preț cât mai mare. Ce înseamnă că Parlamentul permite guvernul înstrăinarea, dar prețul va fi determinat de guvern. De ce nu s-a făcut o evaluare a acestui bun? Ca elementar toți deputații care au votat pentru acest proiect, conștiință și asumă răspunderea pentru acel preț cu care a fost înstrăinat bunul. Și ultimul din aceste proiecte, dar nu ultimul după importanță, este adoptarea noului cod cu privire la serviciile media audiovizuale. Din carențele care au fost identificate de către noi, în primul și în primul plan, vedem o reducere esențială a dreptului la politică editorială a mass media. Și a pluralismului. Și a pluralismului și a libertății mass media, și a libertății de conștiință, și a libertății de gândire, și a libertății de opinie. Ceea ce am văzut noi și am identificat noi din punctul nostru de vedere. Domnul Gamurari, iată, colegul de platou începuse cu carabinierii. Întrebarea firească apare. De ce era cazul ca carabinierii să fie subordonați premierului? De ce apare necesitatea iminentă, cel puțin așa am conștientizat eu pe parcursul documentării pentru această emisiune și dacă nu era logic ca să se mențină vechea poziție, subordonarea pentru președintele țării care este comandant suprem. Doamne, doar să concretizez. Da. Nu merge vorba despre subordonarea către premier sau către președinte. Noi vorbim despre procedura de numire a conducerii. Da.
Fiindcă asta este esențial. Să fiu mai exact. Și da, șeful statului major este numit de către președinte, dar se subordonează ministrului și primului ministru. Da, vă rog. În primul rând, primul proiect care a fost menționat astăzi a fost cel care cu 9 mai. Da, haideți să luăm de la un capăt. Eu aș vrea să, să încep și eu de la el, fiindcă eu, răspunsul meu vreau să-l delimitez în două, dimensiuni. Părți. Deci, una ce ține de pe cât este de corect să fiecare din aceste proiecte și, al doilea moment, pe cât suntem noi în drept să interpretăm Constituția așa cum prevede ea că trebuie două ori trebuie să fie semnat. Deci este adevărat și aici adresarea la Curtea Constituțională pentru ca Curtea să se expune referitor la calitatea acestor acte normative și doar Curtea poate să se expună, după care să apară întrebarea dacă este corect sau nu. Acum ce ține, acum ce ține de 9 mai? Eu n-aș fi de acord că câteva state doar sărbătoresc 5 mai, fiindcă este vorba de comunitate în 1951, când au fost primele două comunități create, ulterior în 1956. Este vorba de 8 mai. 8 mai este sfârșitul celor de-al doilea război mondial. Uitați-vă că în fiecare an, statele care au fost principale participante la acest război, mă refer în amici de bază, Germania și Franța, ei numesc ziua comemorării. Evident că nici nu se discută, nici noi n-am numit ziua de 9 mai, fiindcă și Republica Moldova, logic, războiul s-a terminat după ora cea care e europeană, deci a fost 8 mai. Deci noi nu intrăm în detalii respective. În contextul în care noi suntem printre puținele țări, doar din spațiul ex-sovietic mai sunt, care sărbătoresc 9 mai, ca ziua victoriei, care este o urmare a fostei Uniuni Sovietice și eu nu vreau să spun că este bine sau e rău. Deci este o parte din societatea moldovenească care consideră că 9 mai este sărbătoarea victoriei. Toată stima și respectul și ați văzut anul ăsta ceea ce a organizat Partidul Democrat, noi am mers pe paralelă. Cei care se consideră că 9 mai este ziua Europei și cei care consideră că este ziua biruinței. Asta face parte din conceptul de reconciliere națională a societății. Când mâine, dacă începem, noi am văzut perioada anilor 90, după 91, atunci când brusc cei care au luptat în Armata Roșie au devenit ocupanți, iar cei care au luptat în Armata Română au devenit eliberatori. Și după 2001, viceversa, s-a întors la ceea ce a fost până în 91. Eu am fost categoric de fiecare dată împotrivă ca să fie delimitat soldatul din Armata Română și soldatul din Armata Roșie, fiindcă el nu-și alege. Dacă nu a comis crime de război sau crime contra umanității, el este beneficiat de veteran de război. Ceea ce a făcut Germania cu Franța pentru primul război mondial, pentru al doilea război mondial, am văzut anul ăsta 100 de ani după primul război mondial. Deci soluția de a păstra cele două sărbători, 9 mai, ziua victoriei, cum o dorește o parte a societății, indiferent ce procentaj este mai mare sau mic, și 9 mai, să nu ne întoarcem la 8 mai, dar să lăsăm 9 mai și pentru cei care sărbătoresc ziua Europei, într-un context civilizațional de discuții, de a stabili că fiecare are dreptul la opinia, deci aici pluralismul de opinii. Și aici, atunci nu văd care ar fi problema, de ce o parte are dreptul la 9 mai ziua biruinței, iar altă parte nu are dreptul la 9 mai ziua Europei. Fiindcă nimeni nu spune că cealaltă parte care ziua Europei sărbătorește partea cea care a atacat Uniunea Sovietică sau care a fost de partea Germaniei, Italiei și nu mai domnule știu ce. Domnule Gămurar, mă spuneți că vă întreb. Spuneți-mi, rog, ca să înțeleg și eu și telespectatorii. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, reiese că 9 mai și Ziua Europei vor merge în tandem. Vor fi sărbători separate? Vor au dreptul la existență ambele? De ce nu? Fiindcă este vorba de comemorare și eu nu vorbesc acum despre sărbători cu parade, sărbători cu... Da. Nu știu de care, așa cum a fost pe timp, cum am fost deprinși, dar comemorarea fiecare din parte, pentru cineva 9 mai rămâne în amintire ca sărbătoarea Ziua Victoriei, pentru cineva 9 mai este cu totul o altă viziune, e sărbătoarea, este comemorarea celor căzuți în al doilea război mondial de ambele părți. Și dacă, atunci lucruri care n-au fost până nu de mult. Dacă permiteți o întrebare, eu totuși vreau să înțeleg și ce și noi suntem nedumeriți. De ce anume Ziua Europei? Când Ziua Europei, v-am spus, se sărbătorește pe alt motiv de fapt și în altă dată. De ce nu este Ziua Păcii? De ce nu este Ziua Lumii? Fiindcă a fost al doilea război mondial. Nu a fost limitat doar la Europa. Vă rog, au fost implicate armate și state din... Europa atunci când s-a constituit și când a fost făcut declarația la 9 mai 1950 de planul de Robert Schuman, anume a fost ideea de a reunifica Europa pentru a nu permite declanșarea unui celul de-al treilea război mondial. Deci 9 mai în contextul declarației domnului Robert Schuman este perfect ca să vedem că este ca o comemorare și ca o posibilitate de coexistență a celor care atunci diferit. Când a fost constituit Ziua Europei, dacă este întrebarea în aceasta. Dar dacă noi vorbim despre un eveniment concret, păi atunci da, să fim obiectivi. Fie nu impunem o anumită ideologie, fiindcă atunci când vorbim despre Europa sau spațiul european, asta vine să se destabilizeze și situația în țară, totodată să pună și să provoace anumite teme, discuții care ele dispersează cetățeanul Republicii Moldova. Eu cred că din contra, faptul că se vorbesc despre posibilitatea conviețuirii a două sărbători diferite,
Chiar dacă conceptual, deci noi trebuie să le apropiem, să spunem că până la urmă este o zi de comemorare a celor căzuți în al doilea război mondial. Uitați-vă, nu sunt avocatul celor care au luptat împotriva Uniunii Sovietice sau vice versa. Dar eu de fiecare dată și am spus asta nu doar în spațiul din Republica Moldova, am spus-o și la monumente care sunt clasice pentru fosta Uniunii Sovietică de comemorarea victimelor, am spus, care din start poate nu toți au înțeles, a spus că adevăratul învingător în al doilea război mondial este poporul german, care fiind învins s-a debarasat de acel regim nazist, iar cei ce s-a numit poporul sovietic, inclusiv cei din Republica Moldova care au rămas parte componentă Uniunii Sovietice, au trecut iarăși încă câteva zeci de ani prin gulaguri, prin toate elementele astea. Eu nu vreau să spun acum să abordez tematica, spun că nouă mâine nu are dreptul la existență, din considerentele în cauză. Dar haideți să încercăm să acceptăm poziția fiecărui, celui care spune că pentru el nouă mai ziua victorii, el are dreptul până la sfârșitul vieții sale să considere așa. Oare până în prezent se limita dreptul la libertate de exprimare și de opinii? Nu. Cine vroia se organiza în parcul central și nu se făcea pe data de 9 mai, se făcea pe 8, fie de 10 de către ambasadele UE, se făcea ziua Europei și unde oamenii veneau liberi și nimeni nu era represat, anume sau nu era limitat. Nu delimita 8 mai de 9 mai de a găsi un numitor comun. Știți cum militarii, combatanții atați conflictele armate atunci când după încercarea de reconciliere după ce termină războiul, deci ei găsesc un simbol unic la care vin și depun flori. Nu este vorba doar de soldatul căzut al unuia sau altuia. Deci asta este elementul care și aici îl văd foarte, foarte bine. Domn Gămurare, noi evident în această emisiune vom parcurge și celelalte legi, dar eu vreau să ne oprim un pic asupra dimensiunii constituționale pe care dumneavoastră ați invocat-o un pic mai devreme. Întrebarea firească, și bănuiesc că v-a fost acordată nu o singură dată, câte ori curtea poate să suspende președintele? Eu cred că întrebarea dată, interpretarea aceste întrebări poate da doar curtea. Și în contextul în care eu, de exemplu, de fiecare dată, chiar după prima dată când a fost adoptată hotărârea curții constituționale respective și când am primit întrebare cum credeți care va fi în cazul refuzului de a semna, eu tot timpul am spus că eu consider și să rămân optimist că președintele va semna acest document în contextul în care el este obligat prin Constituție a doua oară să-l semneze. Eu am avut ocazia să discut, fiindcă mi-era și mie interesant, cu specialiști, nu vorbesc doar de la noi de Republica Moldova, ca să nu fie considerat că este o influență, dar cu specialiști din străinătate care mă întrebau, dar cum a fost posibil așa, a doua, a treia oară? Și când explicam toată situația, apărea altă întrebare, dar de ce președintele își permite să încalce Constituția, chiar dacă nu-i scris nicăieri că este garant, dar atunci când depune jurământul, el garantează Constituția că ea va fi respectată. Deci aici apare întrebarea și atunci Curtea Constituțională, la întrebarea care este pusă și aici, nu este vorba de un partid politic. Eu cred că încearcă domnule Bedin să ne spună. Atunci când însăși Curtea Constituțională își permite să încalce Constituția, atunci președintele își are rezervă nu de a încalca Constituția, de a rămâne pe pozițiile sale. Eu, în primul rând, vreau să subliniez faptul că dacă ați analizat avizul Curții Constituționale, dumneavoastră nu veți găsi cuvintele se suspendă președintele din funcție. Ceea ce este indicat în aviz este că se instituie în calitate de interimar pentru exercitarea competențelor cutare și cutare, fie prim-ministru, fie speakerul. Da. Ce înseamnă asta? Nu există ceea ce s-au deprins jurnaliștii să spună dacă președinte de 5 minute. De facto, președintele își exercită toate competențele neîntrerupt, doar pentru anumite funcții concrete și nu se dă un spectru larg, dar în cazul dat a fost pentru 5 legi concrete, s-a permis ca să fie contrasemnate de către președintele Parlamentului, fie de primul ministru. Dar există un număr limită? În primul rând, o asemenea practică dumneavoastră nu veți găsi. Noi am mai discutat inclusiv cu domnul Gămurari și cu dumneavoastră. Da, unicul caz a fost președintele Austriei. În Monaco, regele a refuzat să semneze o lege care vizea căsătoria între persoane de același sex, din motive religioase, că el era catolic, și a solicitat ca primul ministru să o facă în locul său și Curtea Constituțională și a dat acceptul la o asemenea procedură. În rest, dumneavoastră nu veți găsi nicio practică mondială în lume unde se va permite așa ceva. Dumneavoastră nu veți găsi o practică unde președintele statului, când e scris în Constituție că acceptă sau refuză candidaturile ministrilor, să fie impus și cineva în locul lui să decidă de a numi sau de a nu numi și de a semna. Adică rolul lui nu că e cum sunt deprinși unii specialiști în constituțional, spun că președintele în stat prezidențial este notar. El nu este notar.
El este o autoritate și el este garantul balansării între toate puterile, fiindcă el nu este parte nici a autorității legislative, nici a celei executive, de fapt, și nici a celei judecătorești. Dar are competențe. Dar iată situația creată și după aceea o să cer și punctul de vedere a domnului Gamurar. Ne duce cu gândul că este un vacuum la nivel comunicațional între instituția prezidențială și, pe de altă parte... Păi noi din start am vorbit încă de 2 ani în urmă că nu este posibil într-un stat democratic să se impună o anumită poziție. Acesta, da, de fapt, a fost motivul de ce s-a ajuns la această situație. Toate aceste situații urmau a fi lichidate prin negocieri. Așa se face și așa este firesc și este normal. Nu poți să vii și să impui că eu așa vreau, fiindcă eu am majoritatea parlamentară. Cât poți să ai și o majoritate constituțională? Nu contează. Toate problemele legate de stat și de interesul statului urmează să fie luate prin decizii politice, negocieri și printr-o balansare echilibrată. Domnule Gămurar, dacă e să privim cel puțin prin prisma teoreticului, toate instituțiile statului, cele trei puteri ale statului, sunt obligate ca să colaboreze, ca să ducă un dialog, ca să fiu așa mai direct. Ce se întâmplă în cazul concret al Republicii Moldova? Vorbim de acel vacuum comunicațional? Sau e un blocaj politic? Sau e un interes politic? Ce e la mijloc? Deci, haideți să pornesc de la răspuns la întrebarea care a spus-o dumneavoastră, domnule Medinski, referitor câte cazuri sunt în lume de acest gen. Da. Acum, întrebarea mea, câte cazuri sunt în lume atunci când președintele refuză să execute obligațiile sale constituționale? Deci, aceeași întrebare care poate fi pus. Și atunci apare altă întrebare, că, într-adevăr, poate lipsește este o scăpare într-un dialog politic. În contextul în care, de exemplu, Parlamentul sau majoritatea parlamentară și-a asumat actul de guvernare Republica Moldova, deci ei vin și culeg efectele acelei guvernări. Deci tu trebuie să fii sigur că persoana pe care o numești, sau spunem actul normativ pe care îl promovezi, el va aduce efecte pozitive societății ca tu să poți da un răspuns la sfârșit. Altfel, tu rămâi într-o oarecare măsură legat de oarecare cedare, însă toată responsabilitatea o porți tu. Dați-o o întrebare care e o paralelă atunci când prima dată am ascultat hotărârea Curții Constituționale și primul lucru care mi-a venit ideea cu poziția Curții Europene Drepturilor Omului atunci când reflectă încălcarea drepturilor omului în teritorii care nu sunt controlate oficial de autoritățile constituționale. Nu vorbesc de regim de ocupație. Când e regim de ocupație, acolo e clar cine e responsabil. Și atunci, chiar și în cazul Republicii Moldova, cu zona transnistreană, care nu se află sub regimul de ocupație, dar în care autoritățile de la Chișinău nu dețin controlul constituțional, și atunci când la ratificarea convenției a fost propunerea din partea autorităților de la Chișinău să fie făcută rezervă, că teritoriul în cauză nu răspunde pentru respectarea dreptului omului. A fost refuzat, evident, fiindcă nu se prevăzut rezervă în acest sens. Și curtea atunci spune, pe noi nu ne interesează, dețineți voi controlul definitiv sau nu, este teritoriul Republicii Moldova, găsiți limbă comună și faceți tot posibil ca drepturile omului să fie respectate. Nu acceptă vacuum juridic. Iată, aceeași situație este și în cazul dat. Curtea Constituțională nu a spus, într-adevăr aveți dreptate, nu a spus că îl demite pe președinte, pentru că demiterea prevede tot o altă procedură și este acel impeachment despre care care poate mai bine o cunosc telespectatorii, de ce și-l pronunț și eu, deși nu des să-l pronunț, dar în cazul dat este depășirea unei situații în contextul în care întrebarea a fost concretă. Nu și-a îndeplinit obligațiile președintele, nu a semnat aceste patru proiecte de lege. Ce facem cu mai departe? Și asta este vacuum juridic care este creat și curtea și-a găsit soluția pe care ea a găsit-o, care ea este în drept să o găsească și eu n-aș vrut să o interpretez. Domn Gărmura, dumneavoastră până la urmă sunteți și specialist în drept. Vreau să vă întreb. Iată, în situația creată, ies și de la afirmația domnului Lebedinski, președintele devine un element tehnic în ceea ce privește adoptarea legii? Nici într-un caz nu devine element tehnic și eu niciodată nu mi-am permis să spun lucruri de astea și indiferent de ce culoare este președintele, au fost sau nu, președintele... Nu, dar cel care a inventat acest know-how, domnul Tănase, este anume de această opinie, de fapt. Nu, poate a făcut într-o acărmăsă comparație, fiindcă eu nu cred că notarul este, spunem așa, un element nu tare important pentru societate. Dar în contextul dat, președintele are anumite obligații. Eu, de exemplu, mergeți în stradă și întrebați numele președintelui Germaniei, președintelui Austriei, practic nimeni nu vă spune, fiindcă nimeni nu-i cunoaște. Dar ei știu competențele sale pe care le au. Strict, delimitat și atunci nu depășesc prevederile constituționale. Deci ai atribuții în numirea judecătorilor, numirea ambasadorilor, diferite, mai sunt și altele. Ceremonial, protocolar. Nimeni nu spune că este nu sunt importante. Toți sunt importante, pentru că este simbolul statului. Da, și nici de conducere, carabinierilor.
Dar zic, mai ai competență în numirea conducerii carabinerilor și ți-ai eu să schimbi legea, dar pe urmă o să te întreb de ce nu ești mulțumit. Eu am vrut să mai subliniez încă un aspect. Anul trecut, când domnul președinte a emis decretul cu privire la numirea referendumului consultativ, un din subiect era mărirea competențelor președintelor pentru dizolvarea Parlamentului. Noi, pe toate aceste aspecte, am solicitat opinia Comisiei de la Veneția, da, așa numită Comisie pentru Democrație prin Drept. Iată, cel mai interesant ce a fost că Comisia nu a susținut această inițiativă, motivând că nu trebuie să fie instituite temeri suplimentare de dezolvare a Parlamentului, dar din Constituție urmează a fi exclus motivele de suspendare din funcția președintelui, fiindcă în varianta actuală se duce în eroare și poate să fie o situație de conflict când nu se va face delimitarea între răspunderea juridică și politică a președintelui. Ce înseamnă asta? Răspunderea politică a președintelui o poartă doar în fața poporului. Dacă apare un conflict instituțional de acest gen, Parlamentul are tot dreptul să solicite demiterea din funcție a președintelui, suspendul din funcție cu organizarea referendumului. Deci impeachmentul la care s-a referit domnul Gămurari. Dar dacă a comis o infracțiune, atunci noi vorbim despre răspunderea juridică. Asta este problema. Și atunci când, nu știu, politicienii noștri au considerat că pentru răspunderea politică care este prevăzută poate să nu aibă sursă, Curtea a inventat acea procedură care nu a mai existat până la această etapă. Domnule, eu vreau să ne spuneți, nu știu, o chestie tranșantă, cu toate că în una din emisiuni s-a pronunțat și domnul Gămurari. Curtea este o instituție politică azi, de iure și de facto vreau. În fine, eu nu vreau să vin cu învinuiri la adresa Curții. În primul rând, componența Curții când s-a instituit acest mecanism era alta, dar cel puțin erau alți doi judecători în componență. Acestea și nu ar fi corect la moment să mă expun asupra acestui fapt, fiind schimbat aproximativ o treime din componența Curții. Dar Curtea, ca și președintele, ar urma să balanceze în afara politicului și, într-adevăr, să fie un echilibru. Eu pot să vă dau un exemplu. În alta curte este o autoritate? Cu o zi înainte de ziua independenței, domnul președinte a invitat fostul președința a Curții Constituționale care au fost. Pentru mine, sincer vă spun, era foarte emoționant să văd cu câtă durere în suflet vorbeau și se indignau de ceea ce a făcut Curtea acum, foștii președinți de Curte, care unul din ei au fost și autorii Constituției. Cei care au lucrat pe parcursul la 10 de ani, ei nici nu își puteau închipui că asemenea abordare poate să existe, fiindcă ea nu este o abordare statalistă, ea este o abordare că e bine, este o problemă, dați să o ocolim. Nu, sunt procedurile și mecanismele care au fost instituite și după opinia noastră ele trebuie să fie respectate. Iată, aici vreau să fac și o mică paranteză. În calitate de jurnalist am încercat să iau legătura cu mai mulți experți în domeniul dreptului constituțional și cel puțin eu am sesizat un paradox. Evită să se pronunțe invocând deseori anumite aspecte politice și a fost straniu pentru că și președinți de curte și judecători de acolo se eschivează ca să se pronunțe. Dar vreau să revin propriu-zis la ceea ce s-a întâmplat în legătură cu suspendarea domnului președinte. Domn Gămurari, speakerul Candu, și cu permisiunea dumneavoastră o să citez, a sugerat că în acest mod Parlamentul examinează posibilitatea elaborării unei hotărâri cu privire la demiterea din funcția președintelui Igor Dodon. Vă rog să ne deschideți parantezele. Ce avea în vedere speakerul când făcea aceste afirmații și în ce măsură au ancorare în actul legislativ? Eu sper că ceea ce a avut loc, ultima hotărâre Curții Constituționale, este ultima suspendare a președintelui Republicii Moldova, că în viitor nu vom avea asemenea situație. Eu rămân tot timpul optimist în acest context și iarăși aici și negocierile politice și viziunea politică ulterioară. Însă ceea ce a spus domnul președinte al Parlamentului, el a avut în vedere că până acum Curtea de fiecare dată s-a expus referitor la întrebare concretă, fiindcă asta a făcut-o Parlamentul, întrebare concretă dacă nu și-a depășit competențele președintele și în contextul în care a fost suspendat pentru această întrebare doar. Pentru un exercițiu. Da, pentru un exercițiu. Dar pe de altă parte există, fiindcă dacă aceasta continuă în permanent, înseamnă că poate apărea întrebare în fața Parlamentului referitor la încălcarea permanentă, treptată, spunem așa, nu o dată, două ori, trei ori, dar în continuă prevederilor Constituției, obligațiilor sale, și atunci poate apărea și întrebarea
sau abordarea tematicii de aplicare a ceea ce numim noi impeachment, conform prevederilor constituționale. Deci n-a fost spus că aceasta va fi aplicat, dar s-a spus că nu se exclude probabil că pentru viitor, dar am spus să dea domnul ca să fie ultimul, deci deja nu vor mai fi adresări, cel puțin componența respectivă a Parlamentului și sper că într-adevăr să depășim această situație, dar asta este o reamintire și eu o privesc un pic mai larg, o reamintire nu doar pentru contextul dat aici este pentru președinte, dar pentru toți funcționarii care trebuie să înțeleagă foarte clar. Competențele care sunt prevăzute, fie de Constituție, fie de alte acte normative, ele trebuie să îndeplinite în tocmai și nu trebuie să interpretate cu mult mai larg, fiindcă atunci când vorbim despre, eu n-am văzut nicăieri în mai multe state care le urmăresc, cum activează Consiliul Constituțional în Franța, de exemplu, sau Curtea Constituțională în Germania, ca așa un mare număr de politicieni să critice, care nici nu sunt experți în domeniul dreptului internațional, deci ești constituționaliști, da. Probabil că nu vor să expună, nu vor să fie echivalați cu, eu nu vorbesc de noi, fiindcă noi suntem obligați să dăm o explicație aici, dar vorbesc de analiști politici care sunt departe de normă de drept și care o interpretează uneori poate din prevederile care erau aplicate în anii 80-90 și știința constituțională se schimbă și atunci trebuie să dea răspuns la diferite alte domenii. Eu sunt jurist internaționalist și atunci de fiecare dată fac paralelă cu aceasta. Nu poți vorbi despre aplicarea normelor care au fost adoptate în anii 50-60 în contextul de azi. Dați un exemplu. Prevederea dreptului de ocupație. Era clar, două state se află în stare de război. Astăzi, Federația Rusă nu recunoaște că a ocupat Crimeea. Iar în anumite teritorii, în anumite zone, alte state care sunt în stare de război, și pot să aduc aici cu Congo, cu Rwanda, da. Și atunci Curtea Internațională adoptă prin analogie aplicabilitatea prevederilor dreptului de ocupație din 1907 și 1949 în contextul de astăzi. Deosebire este că în dreptul internațional mai există și principiul de cutumă sau bazat pe convenții internaționale și nu toate statele sunt parte. Dar cele dacă vorbim... cutumă, cele deci interpretarea contextului în care poate fi aplicată o normă prin analogie, dar okay. Când norma juridică este respectată. Dar la noi asta din simplu considerând că nu există anumite norme internaționale care să reglementeze toate domeniile. Dar dacă vorbim despre dreptul național, dumneavoastră cunoașteți foarte bine că tu poți să reieși în asemenea circunstanțe din acele condiții, termeni, proceduri care sunt instituite prin lege. Și la ceea ce ține de normele procedurale nu poți să aplici analogia. Cu atât mai mult la interpretare, am vorbit, dar nu știu la câte emisiuni, din ce considerăm sau în baza cărei norme Curtea Constituțională a obținut dreptul la 2/3 din numărul de deputați sau dreptul cetățenilor care de a adopta legi constituționale. De fapt, Curtea a spus că, prin hotărârea sa, a spus că hotărârile Curții Constituționale sunt egale cu corpul Constituției și fac parte din corp comun cu textul Constituției. Ce înseamnă asta? Înseamnă că hotărârea Curții Constituționale este egală cu o lege constituțională. Punct. Din acest moment, și asta a fost iarăși în anii la aceeași persoană da. Care vine cu know-how, s-a început instituirea de noi proceduri, instituirea de termeni și așa mai departe. De când asta? La noi sunt două organe competente să adopte legi constituționale. Parlamentul cu 2/3 și cetățenii la referendum constituțional. Punct. Vă rog, domnul Cămăran. Deci este vorba de blocul constituțional, deci despre care cel puțin teoreticienii știu foarte bine, cunosc și nu suntem noi cei care am inventat, blocul constituțional și atât din blocul constituțional fac parte inclusiv și hotărârile curții constituționale. Dar nu poate să modifice Constituția. Eu cred că interpretarea în cauză, iată aici este diferența, fiindcă interpretarea în cauză trebuie să o dea și poate să o dea doar Curtea Constituțională. Exact, interpretare, dar asta înseamnă să explici ceva, dar nu să institui termeni și proceduri care nu erau prevăzute. Curtea Constituțională de răspuns la anumite situații care nu au fost prevăzute sau nu au putut fi prevăzute în aceeași Constituție, cum am făcut paralelul cu dreptul internațional și în contextul în care autorii Constituției sau cei care au stat la bază nu și-au pus întrebarea că cum că președintele țării nu își va îndeplini obligația să semneze a doua oară întors proiectul de lege. Dar e pentru prima dată. Okay. În raport cu alți președinți nu am avut. Dar noi am avut situația când alți președinți nu semneze. Ce face Curtea în cazul în care vede un vid în legislație și cu atât mai mult în constituțional? Vine cu o adresă. Ei au trei feluri de acte. Hotărâri, avize, adrese. Adresa, scopul adresei Curții Constituționale către Parlament este de a explica. Voi aveți un vid legislativ, eliminați-l. El nu este neconstituțional, dar el există. Dumneavoastră trebuie fie scoteți din codul penal, fie adăugați, fie reglementați sau fie ceva de genul ăsta. Și același lucru se referă și la normele constituționale. Eu înțeleg dacă Curtea facea o adresă, adoptați un act constituțional prin care să eliminați
acest vid sau această problemă, Parlamentul avea să elaboreze un proiect de lege constituțională, avea să-l avizeze la curte și să-l adopte. Da, eu aveam să înțeleg în acest caz. Dar când curtea instituie proceduri și termeni neprevăzuți, asta deja Domnule este Bedinschi, problemă. Făceam publică declarațiile și a domnului speaker. Domnul președinte susținea următoarele și cu permisiunea dumneavoastră o să citez. După alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, toate aceste legi vor fi anulate. Va fi formată și o nouă componență a Curții Constituționale, citat încheiat. Urmează ca noul parlament să trimită în istorie ceea ce a adoptat actualul parlament? Nu, cu siguranță că componența Parlamentului nu va mai rămâne cea care este la ziua de azi. Asta arată și toate sondajele și opinia publică, cum nu ar fi, dar nu va fi o guvernare care există sub componența nominală cum este acum. Și cu siguranță că schimbările vor urma, deja în ce măsură ele pot fi realizate, care vor fi acele puncte finale sau la care se va veni, se va vedea pe parcurs. Dar este cert faptul că lucrurile nu pot să rămână în varianta cum sunt acum. Domnul Gamurari, cred că mai mulți colegi de-ai mei din media v-au întrebat. Există, nu știu, o simplă coincidență că aceste legi au fost promovate acum spre sfârșitul mandatului deputaților? Eu nu cred că a fost intenționat făcut lucrul ăsta, iar întrebarea, un răspuns mai corect, cred că l-ar fi dat cei care activează în Parlament, fiindcă ei au graficul, eu știu foarte bine când și care act normativ este promulgat sau este adoptat, este propus, reșind din agenda parlamentară, reșind din interesele, eu, chiar dacă uneori le spun interesele, și nu vorbesc de interes de partid, fiindcă fiecare partid care se află guvernare sau majoritate parlamentară, ei se gândesc în primul rând la efectele pe care le are acest act normativ adoptat, efectele în societate, efectele pentru stat. În toată lumea este lucrul este așa. Și dividende politice. Da, dar dividendele politice ți le aduc atunci când efectele sunt pozitive pentru societate. Dacă un act normativ ar fi în dezinteresul Republicii Moldova, a societății în genere și a fiecărui cetățean în parte, credeți-mă că nici un partid politic nu și-ar fi asumat o asemenea răspundere ca să aibă dividende politice negative. Deci lucrurile, eu cred că a existat și există și asta este practica mai multe state. Există o continuitate referitor la adoptarea unor acte normative care sunt mai prioritare, care sunt, nu este vorba de mai puțin prioritare, dar probabil că pot mai aștepta, fiindcă sunt foarte, foarte multe probleme. Dacă facem o paralelă cu anii 90, primul parlament, cred că toate întrebările erau prioritare atunci, dar și atunci s-a vorbit, trebuiește legea cetățeniei, trebuiește legea respectivă, trebuiește legea respectivă și tot așa mai departe. Deci continuitatea aceasta ea ține de dialogul politic despre care ați vorbit dumneavoastră, dialogul politic între, eu fi fost de acord și sunt tot timpul adept ca acest dialog politic să fie între toate fracțiunile parlamentare, indiferent de viziunea pe care o are o fracțiune sau altă, fiecare partid politic care se află în Parlament, el reprezintă interesele unui grup de cetățeni, în cazul dat a Republicii Moldova. Și atunci ei au același drept să se expună referitor la interesul propriului cetățean, iar în contextul dialogului politic, da, se ajunge la un numitor comun. Însă marea majoritate parlamentară tot timpul va lua în cont dividendele politice ale sale în contextul care efectele vor fi pozitive. Dacă vor fi negative, domnul Brăi, dar de ce această grabă legată de, nu știu, stadionul Republican? Pentru că a fost Gâlceavă și mai e. Anumite partide extraparlamentare, nu vorbesc doar de cele parlamentare, nu vorbesc de opoziție, se arată, dacă nu împotriva, atunci sceptici. De ce un teren atât de mare pentru Statele Unite, pentru ambasadă și așa mai departe? Pentru Republica Moldova nu este nou. Eu înțeleg foarte bine poziția Partidului Socialiștilor. Ei din start s-au expus aici și au dreptul la opinia sa. Partidele care sunt extraparlamentare sau chiar parlamentare care sunt mai mici, care acum înțeleg că nu au nicio șansă să se treacă pragul electoral, deci încearcă de fiecare dată să-și aducă informația sa referitor la activitățile care sunt ale guvernării. Și este evident că se bate de fiecare dată în guvernare. Pe de altă parte, unele din aceste partide au fost tot timpul adepți pentru o relație strategică cu Statele Unite ale Americii, iar astăzi nu înțeleg de unde, doar în contextul electoral spun că aceasta nu este bun. Să nu uităm că guvernul de astăzi și majoritatea parlamentară de astăzi
Și a declarat încă acum 2 ani, atunci când Statele Unite este un partener strategic, în contextul în care noi, în zona în care ne aflăm, zona de risc, și dorim ca să ne asigurăm o securitate informațională, cibernetică, a fost pusă, cum președintele Parlamentului s-a întors în Statele Unite, și asta de câte ori s-a spus, că nu este îndreptat împotriva altcuiva. Însă acest parteneriat prevede și anumite gesturi corecte și corecte din punct de vedere juridic și politic. Eu vreau să mă corectați dacă ceea ce urmează să zic este un pic eronat, dar citeam în una din zile că dacă acest teren va fi oferit ambasadei și acolo urmează să fie edificat un edificiu, ar fi al doilea cel mai mare în lume pentru o ambasadă a Statelor Unite. Da? Apare întrebarea firească. De ce un teren atât de mare? 5 hectare aproximativ. V-am spus că, exemplu, puteau să iei penitenciarul. Ca exemplu, nu știu. În raport, pe plan diplomatic, dumneavoastră sunteți, cred că, cel mai abilitat să ne explicați ce ar fi mai rea, nu știu, ambasada Franței, ca suprafață și ca edificiu pentru ambasadă, în raport cu Statele Unite. Ca exemplu. Eu am înțeles, da. În primul rând, fiecare din marele puteri, fiindcă aici, dacă ați vorbit de Franța, Germania, toți sunt mari puteri. Noi am văzut care a fost problema cu ambasada Franței. Deconstrucția. De exemplu, mie mi-a fost foarte dureros lucrul ăsta, fiindcă chiar nu este moment pozitiv. Franța și are un nume și relații trebuie să fie destul de bune. Eu nu știu dacă, într-adevăr, asta ar fi al doilea după mărime ambasada Statelor Unite. Da. Nu merg departe, mergem la București, vedeți ambasada Statelor Unite, care eu cred că nu, acea de la Chișinău nu o depăși. În contextul în care relațiile diplomatice prevăd foarte clar dialogul între două state și atunci forma, sau spunem, pe cât de mare va fi ambasada, evident că cu acordul autorităților de la Chișinău, dar în primul rând o văd cei de la Washington, fiindcă ei vin să-și construiască ambasada. Ei înțeleg foarte bine care sunt competențele sale, înțeleg foarte bine care sunt capacitățile sale, înțeleg foarte bine care sunt interesele sale și înțeleg foarte bine că această procedură trebuie și de negociat. Și aici, într-adevăr, este o responsabilitate din partea autorităților, dar în contextul dat eu nu văd nicio problemă, fiindcă autoritățile de la Chișinău și-au propus să aibă un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii și atunci, în contextul respectiv, iată, și avem rezultatul în cauză. Domnule Bedinski, ce urmează, iată, după aceste suspendări, sau nici nu știu cum să le numesc mai corect, ca să fiu în terminologia juridică? Șeful statului menționa că nu va ceda nici în una din aceste chestiuni și că poporul Moldovei îl va susține în aceste cazuri. Eu vreau să, în minutele care urmează, să ne oprim un pic, nu știu cât este de relevant, dar deseori este invocat faptul că președintele a fost ales în mod direct de către cetățeni cu un număr de voturi, pe când numărul unui partid politic ajuns în Parlament este net inferior. Este un argument în ceea ce se numește dialog pe plan politic? Poate fi invocat un asemenea argument când se forțează anumite note? Nu, sigur că reprezentativitatea unui politician sau a unei figuri politice foarte mult depinde de numărul de susținători a respectivului personaj politic. Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a avut un scor de peste 800.000 de voturi și asta este un scor foarte și foarte înalt. Totodată trebuie să recunoaștem, da, chiar și la partea juridică. Domnul Gămurari a spus că în Constituție nu este indicat că președintele este garantul Constituției. În schimb, în Constituție, în mod expres, este indicat că el este garantul suveranității. Dar suveranitatea este elementul determinant al existenței unui stat. Un stat fără suveranitate, el nu există de fapt. În Constituția Republicii Moldova, în articolul 2, este indicat că suveranitatea aparține poporului. Păi dacă el este alesul poporului, ales prin vot direct, are 800 ceva de mii de cetățeni care de fapt i-au delegat și încredințat apărarea dreptului lor suveran sau apăr să ce le revine în exercitarea suveranității statului, de ce acest politician și această persoană, fiind totodată și șeful statului, nu are dreptul să-și expună opinia, să apere interesele cetățenilor, să promoveze acele valori, acele gânduri și principii pentru care de facto a fost ales. Încă nu a fost ales pur și simplu că, bine, este Igor Dodon și este doctor în economie. A fost ales eu vreau să vă întreb, iată, în ultimele 3 luni, spre exemplu, președintele în persoană a avut anumite întruniri cu fie cu speakerul, fie cu premierul pe anumite dimensiuni oficiale, fie cu reprezentanții atunci
ai Parlamentului, pentru că, cel puțin în cazul domnului Chicu, în cazul recent, s-a găsit limbă comună. S-a găsit și în limbă comună și în cazul doamnei Victoria Fedodi, de ce nu? Da. Iată, doi miniștri numiți. Nu putea fi găsită limbă comună, spre exemplu, cu ministrul apărării, da, unde da. La fel ne-am văzut toți trei în acest auditoriu, când da. Am discutat. De ce? Fiindcă ministrul apărării nu are idei de domeniu, nu are nimic comun cu aceasta și mai multe aspecte ce vizeau personalitatea dumnealui și capacitățile profesionale. Domnul Chicu are o experiență enormă și bogată în domeniu dat, într-adevăr, este un tehnician, este un profesionist, doamna Fedodi de la fel, este un jurist și a mai deținut funcția de ministru al justiției, o cunoaștem, nu este vizată în scandaluri, nu sunt vizați în alte aspecte care atentează la integritatea acestora, nu vedem absolut niciun obstacol. Asta și înseamnă că trebuie să fie găsite compromise și să fie găsite numitoare comune. Ceea ce am încercat să spun încă în prima parte a emisiunii. Fără un dialog în politică, de fapt, se va ajunge mereu la situații de conflict. Și asta trebuie să o înțeleagă toți politicienii. Nu este vorba doar în domnul președinte, în guvernare sau în opoziție. Absolut toți. Dacă nu vor ajunge, hai să zicem, dacă nu ajunge la nivelul de maturitate politică, ei nu au viitor în politică, de fapt. Dacă ar fi să desprind teza din cadrul emisiunii de astăzi, comunicarea este esențială și în actul de guvernare și în procesul politic nemijlocit. Cu acest gând, vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă aștept și cu alte ocazii pentru a da anumite explicații și pentru a vă exprima punctele de vedere aportate asupra unor evenimente politice. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de Accent TV și în continuare. Thank you.